Dacă ați intrat sau doriți să intrați în familia celor care țin post intermitent, una destul de răspândită pe întreg mapamondul, acestea sunt cele mai frecvente întrebări pe care vi le puteți adresa. Sunt Franț Adrian Diaconescu de la Training Days și voi încerca să răspund la ele. Nu există un timp predefinit în care să ții post intermitent. Important este, ca în orice obicei alimentar adoptat, să te simți bine cu felul în care mănânci și să nu dezvolți frustrări care te vor aduce în punctul în care vei exploda în mâncare și, ulterior, la cântar. Ține-l în funcție de felul în care te simți. Nu există un panaceu universal în ceea ce privește mâncarea. E simplu, doar ascultă-ți organismul. Există o singură regulă și anume regula corpului tău. Fiecare metabolism este unic, așa că poți încerca o săptămână sau două pentru început, iar apoi descoperi singur răspunsul tău. Treptat, adăugăm masa sau mesele lipsă, iar recomandarea mea este să înjumătățești porțiile în prima săptămână. Ca și mâncare, cred că nu trebuie să te abați de la ceea ce mănânci în mod normal și, în timp, să încerci să elimini pe cât posibil alimentele nu atât de bune pe care cu toții le cunoaștem în linii mari. Hipoglicemia este definită ca fiind concentrația de glucoză, adică de zahăr, în sânge, care scade sub o valoare anume, respectiv 70 de mg pe decilitru. Cum s-ar ajunge la asta prin post intermitent? Prin prisma postului facem o pauză mai mare de la mâncat și automat de la carbohidrați, care reprezintă principala sursă de energie a organismului. Alimentele îngurgitate se descompun în zahăr și amidon și, odată absorbite în sânge, devin glucoza de care are nevoie creierul și corpul tău. Atunci când tăiem din glucoză, adică din zahăr, orice om va simți din simptomele hipoglicemiei. Adică va fi mai nervos, va avea tremurături, puls mai ridicat, o amețeală și o lipsă de energie care va da somnolență, stări de greață, tristețe și așa mai departe. Totuși, glicemia nu va scădea la un nivel critic, întrucât organismul uman e smart și poate sintetiza glucoza din proteine și acizi grași și astfel glicemia e menținută la un nivel compatibil cu viața. Nu uitați, persoanele diabetice aflate pe insulină, copiii, femeile însărcinate sau cele care alăptează, este important să se consulte cu un medic înainte de a ține un astfel de regim. Este recomandat ca postul intermitent să fie integrat treptat, plecând de la o fereastră mai mică de repaus alimentar zilnic, să zicem 10-12 ore în care nu mâncăm nimic. Corpul sesizează orice schimbăm în alimentație și încep să apară din simptomele de mai sus, iar pentru a le controla și a nu deveni controlați de ele, este necesară o schimbare lentă, în care săptămânal mărim perioada din zi în care nu mâncăm. Fastingul de 12 ore cu 12 este mai sustenabil pentru oricine, întrucât nu este atât de greu de adoptat în lifestyle-ul fiecărui om, prevenind senzația de înfometare. În cazul în care alegeți o perioadă de repaus alimentar de peste 16 ore, veți avea senzația la început că sunteți scoși din priză din punct de vedere energetic. Cu timpul, organismul se va adapta la acest obicei, însă și pentru asta trebuie răbdare. Ținând cont că acesta stabilizează nivelul zahărului din sânge, crește rezistența la stres și inflamații, scade presiunea arterială și nivelul de colesterol și îmbunătățește pulsul, memoria și sănătatea creierului, răspunsul e unul evident cât timp nu suntem într-un program de medicamentație, caz în care recomand sfătuirea cu doctorul. Subiectul acesta este unul destul de sensibil în lumea atleților, atenți la roadele programului de antrenamente și progresul obținut. Deși nu sunt prea multe lucrări științifice despre impactul postului intermitent asupra antrenamentului fizic, a existat un studiu de 8 săptămâni publicat în 2016 de către Grant Tisley, care dovedește o creștere ușoară a masei musculare în condiții de deficit caloric. Desigur, dacă obiectivul unui sportiv este hipertrofia musculară, adică o creștere musculară, postul intermitent nu este ideal, el fiind mai degrabă bun pentru întreținere musculară sau pierdere în greutate. Pentru a lua în greutate, de preferat muscular, e nevoie de un surplus de calorii, iar pentru a pierde în greutate, de preferat din grăsime, e nevoie de un deficit de calorii. Deși uneori ne dorim, nu le putem avea pe amândouă în același timp. Odată cu grăsimea, se duce și puțin din mușchi, dar postul intermitent te ajută să păstrezi un raport bun între grăsimea pierdută și mușchi. E bine de știut că acest regim recomandă exerciții mai scurte de tip High Intensity Interval Training, stimulând astfel producția de hormon de creștere HGH și testosteron, doi hormoni implicați în anti-aging care ajută la construcția mușchilor și a densității osoase. Da, mie îmi place să beau apă cu lămâie, shoturi cu ghimbir și lămâie, smoothie, ceai sau cafea, cu puțină lapte sau spumă de lapte.
de evitat alcoolul întrucât are calorii și stimulează foamea. În timpul postului nu rămânem deficitari în nutrienți, dar asta depinde și de cât de restrictiv e ținut postul intermitent și de durata lui. Dacă nu obișnuim să asigurăm corpului vitaminele și mineralele de care are nevoie, postul poate duce la carențe nutritive, așa că suplimentele rămân la latitudinea ta. Totuși, predispuse la a întrerupe postul intermitent sunt pudrele proteice și BCAA-urile, care au calorii și atrag un răspuns din partea insulinei. Pentru tratamentele medicale, e recomandabil să ne sfătuim cu medicul în privința acestui subiect. Acestea au fost o parte din cele mai comune întrebări referitoare la post intermitent. Scrieți-mi sub formă de comentariu dacă aveți neclarități sau sugestii pentru subiecte noi de abordat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu ultimele postări. Până data viitoare, nu uitați că un vis nu doar se visează, ci și se construiește, iar noi la Training Days cu asta ne ocupăm, cu transformarea visurilor sportive în realitate. Mai multe informații puteți găsi pe training-days.ro. Sunt Franța Adrian Diaconescu, stați informați!